Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre bursa UP Libra, unde noi putem primi mai multe monete, apoi când se va deschide să le putem vinde. În cazul dat, în acest video vreau să spun că a apărut o direcție nouă unde noi putem adăuga portofelul nostru de la jocul Libra Dragon. Deci monetele care noi le câștigăm din jocul Libra Dragon, eu am făcut video mai multe rău dacă voi nu vă jucați, deci pentru că aici se poate de primit 48 de monete Libra, dar Libra va costa în jur de $1 sau euro, depinde în ce țară se va deschide, deci în curând deja trebuie să apară 48 de monete, deci 48 de euro. Dacă doriți să le primiți, trebuie să faceți unele lucruri care acum voi explica. Ascultați atent. Deci aici este așa un semnul întrebării. Pe el, dacă apăsați, apare informația. Ce trebuie de făcut ca să putem uni portofelul nostru din aplicația pe care noi ne jucăm, ca noi acele monete să le putem vedea pe bursă. Deci eu acest lucru am făcut și acum dacă apăs pe diagrama aceasta o să vadă informația din portofelul meu. Deci se vede că eu am deja adunate 311 monete LDT din jocul dat. După ce se va termina acest timer, voi putea apăsa Claim și aceste monete, câte o să aveți voi, ca bonus veți primi monete vărsător. Deci acestea sunt monetele Libra balanță, dar aici, uitați-o, este și altă monetă care se numește vărsător. Deci eu acum am 0, dar făcând diferite sarcini legate cu moneta sau de pe aplicația Libra, noi putem să câștigăm și alt fel de monete. Deci în cazul dat noi vom putea primi câte monete o să aveți dobândite. De ce? Încă 2 zile mai sunt. Jucați-vă activ pe jocul acela care este instalat. Dacă nu l-aveți instalat, instalați-l. Și în dependență de ce nivel o să aveți la Draconul dezvoltat, la mine deja el e nivelul 31, deci eu toate monetele le-am primit. Deci ridicați-o până la nivelul 31 și deja când sunteți la nivelul 31, acolo permanent și rămâneți la 31, dar trebuie să creați de fiecare dată când ajungeți din nou încă la 31, mai primiți un dracon. Deci și acolo este scopul ca să adunați 4 draconi diferiți, ca să se creeze cel care aduce monete 10 zile, câte 30 monete pe zi. Uitați-vă atent la video care eu le-am plasat mai înainte pe tema dată, ca să nu fac acum iară repetare. Deci sunt video care le-am plasat pe canal. Dacă vreți bani, trebuie ceva de făcut. Dacă nu vreți, atunci nici nu vă uitați la video și nu dați vină pe alții că vreau bani, dar nu vreau să lucrez. Deci așa ceva nu este. Pe internet trebuie de făcut ceva. Acum, cu portofelul acesta, cum îl unim noi? Deci v-am arătat. Aici este anunț pe site-ul lor unde este LS1. Va fi în descriere la video, unde se spune și despre acelea că, deci anunț sau informația aceasta este de pe 6 iunie. Acum e 6 iunie, ora 4, deci nu m-a apărut și am hotărât să fac un video. Deci unde se spune că dacă facem diferite sarcini, putem să primim monete vărsător pe bursa UP Libra. Deci, pentru că unim, uitați-vă, unde unim noi, când o să intrați la voi, o să fie așa ceva. Aici, în spațiul acesta, trebuie să adăugăm acel
код Рошо. Дин аппликация ностра, каре, но не жукем. Дичин тремен дирекция валет. Ши нов не требуеште коду лид. Лид ел аша, ши се нумеште ел и курош. Ел евиденциацел, копияцел, тримитец. Дичи ел ам тримис прин месаж мие пи емейл. Ел ме винит, дичи ел ам копият. Ши ел ам пласат. Начал спатю. Карьера aici ea. Liber. Deci aici în spațiul acesta l-am plasat. Codul celălalt primul am pasat conectat. După ce am făcut acest lucru, a apărut deja, vedeți, niște sarcini pe care tot trebuia de făcut climb. Deci ce fel de sarcini? Deci inițial așa ceva a apărut. Și mai departe apăsăm pe butoanele acestea climb. Climb, climb, dacă sunteți la nivelul dat. Deci la ce nivel este draconul vostru, doar atâta o să puteți apăsați. Dacă, de pildă, este nivelul 12, nivelul 25 nu o să puteți apăsa. Deci mai întâi creșteți, dezvoltați draconul până la ce nivel puteți, dar uitați-vă că mai este încă două zile până se poate de primit acele monete. Deci uitați-vă la mine, era 10.094, 10.000, adică 1.094. Am apăsat pe 10 și s-a adăugat. Pe urmă am apăsat pe încă 15 și s-a mai adăugat și încă 30. Unde se vede acest lucru? 39. Deci era 1.094. A crescut cifra dată și aici mai jos se vede. Din aplicație, vedeți, tip, ce fel de unde s-a luat monetele. Aplicație, aplicație, aplicație. 3 monete, 15 și 30. Deci vor fi multe sarcini de acest gen, deci fiți atent la ce se întâmplă pe acest site și îndepliniți atent sarcinile. Deci după ce se va termina acest timer, încă va mai fi o variantă unde se mai poate primit monete vărsător. Monetele sub denumire ACU. Deci, în dependență de numărul de monete LDT care le aveți pe aplicație unde vă jucați, veți primi cadou aceste proporțional, adică 1 la 1 monete vărsător. Eu acum monete n-am 0, peste 2 zile și ceva, cel puțin vă 300 de monete trebuie să primesc. Asta va fi a treia monetă care se va vinde pe această bursă. Deci asta este moneta bursei, UPA Libra. Moneta ei interioară, cum este la diferite burse, moneta lor, de pildă bursa Binance, are moneta ei BNB, care tot e foarte întrebat și scumpă. În sens că ea a fost foarte ieftină cândva, dar a crescut și se dădea tot gratis. Deci ce se dă gratis trebuie de luat dacă putem face condițiile pentru monetele cele care se dau gratis. Deci cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt ceva întrebări, vă recomand să intrați în grupul nostru meu, adică Telegram. Scriți întrebarea și vă răspund când văd. Odată pe zi, sigur, acolo apar. Numai bine!